Bună ziua, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră pentru Cristi în Duminică. Ne apucând de treabă, am zis că ne luăm acest angajament ca în fiecare duminică să publicăm un material important despre lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Arabia Saudită, duminica aceasta, vom discuta despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în Arabia Saudită. Arabia Saudită era un deșert imens, nestrăbătut de niciun râu, ceva fără nicio perspectivă, când pe rând țările din jur au început să descopere, sprijinite fiind britanici, rezerve de petrol undeva la mijlocul secolului 20. Arabia Saudită a colaborat mai degrabă cu americanii și într-un final au descoperit cea mai mare rezervă de petrol din lume, se numește Ghawar. De aici încolo viața s-a schimbat, s-a simplificat, s-a complicat, depinde din ce un vrei să o vedem. Arabia Saudită a devenit un stat groaznic de bogat, a cărui buget este construit pe afacerea asta cu petrol. Că spune că e construit pe petrol, vă spune că aproape 90% din bugetul guvernului de aici ar proveni. Arabia Saudită controlează un sfert din resursele de petrol dovedite ale lumii, a doua țară din lume ca resurse de petrol după Venezuela. Problema este că situația asta favorabilă în care se desfășoară există deocamdată și pare că se îndreaptă spre o finalitate. Omenirea între timp dă să renunțe la petrol, așa că Arabia Saudită trebuie să-și găsească și alt rost în viață, beneficiind acum asigur de niște cantități indecente de bani. Având în vedere investițiile, pare că rostul ăsta pe care l-au găsit are legătură cu zona turistică, dar mai ales cu zona fotbalului, unde parcă lucrurile au nebunit de tot. Ce se întâmplă acolo în Arabia Saudită este o nebunie totală, o să intrăm imediat în detalii. Țineți-vă bine, urmează cifre imense. Prima țară din gașca asta țărilor cu petrol și gaze care a început să arunce cu banii în fotbal a fost Rusia, în momentul în care s-au decis să evite Ucraina cu conductele de gaz, să nu mai plătească 2 miliarde de dolari când le plăteau ucrainienilor pentru că le parcurgeau conductele astea de gaz în drum spre Europa, a fost cel în care s-au înțeles cu nemții să construiască acele Nord Stream-uri undeva prin Marea Nordului pe sus pe acolo, să treacă acele Nord Stream-uri pentru a evita Ucraina. Asta era temeiul pentru care se construiau Nord Stream 1, Nord Stream 2. Și odată cu dezvoltarea asta, sigur că era și o stare de nemulțumire în Germania, pe zona asta de Gerhard Schröder, care a semnat acest acord cu Nord Stream 1, era o stare cumva de nemulțumire latentă, pentru că părea așa o zonă de nesiguranță, de corupție. Și atunci brusc a început să scrie Gazprom pe jucătorii de la Schalke. În momentul când au apărut acele stări de nemulțumire legate de Gerhard Schröder, care era părea așa într-o stare de înțelegere cu rușii, rușii părând mai degrabă oameni de neîncredere în Germania, a început o stare de cărcneală. Paradoxal, atunci a pierdut Gerhard Schröder mandatul și a venit în locul lui doamna Merkel. Păi stricăurile celor de la Schalke a apărut scris Gazprom și sigur că s-a investit acolo 100 de milioane de dolari, sumă imensă. Schalke se află undeva în Gelsenkirchen, în regiunea în care se află o parte din rețeaua de distribuție a gazului natural în Europa. Aici sunt imagini cu cealaltă echipă în care Gazprom investea, care este Zenit Sankt Petersburg, o echipă evidentă în Rusia, care a adus la momentul respectiv niște jucători importanți, de exemplu belgianul Axel Witsel sau brazilianul Hulk, și au câștigat și primul campionat. Aici făceau, de exemplu, un fel de endorsement platformei Gazprom. Stadionul din Schalke s-a umplut cu brandul ăsta Gazprom, era plin de Gazprom scris peste tot, au adus jucători importanți, au câștigat o cupă, la momentul respectiv au apărut niște performanțe importante, după care a apărut Gazpromul pe tricoul celor de la Steaua Roșie Belgrad. Exact în momentul în care se trăgea o conductă, de data asta pe partea de sud, care ajungea prin Serbia, se numește South Stream. O conductă care trecea prin Bulgaria, era să treacă și prin România la momentul respectiv. Cert este că n-a trecut și a ajuns undeva la Steaua Roșie Belgrad, începea să scrie Gazprom acolo, după care Gazprom a devenit și principalul sponsor al Champions League și uite așa, dintr-o dată rușii nu mai erau asociați cu corupția și scandalurile și părea ceva mai degrabă frecventabilă Rusia. E o constatare pe care au făcut-o și alți autocrați, de exemplu cei din Arabia Saudită, care o perioadă s-au apucat să cumpere cluburi de tradiție din Europa. Over the course of the last decade, and they are delirious that they have new owners with big pockets coming in. It will propel Newcastle United, this deal, to the very top of the finance league. Ba, după care și-au dat seama că nu este suficient, s-au gândit, bă, dar numai bine, cumpărăm noi jucătorii de tradiție din Europa și facem Europa aici în Arabia Saudită la nivel de fotbal. The cheapest club in the league, now we're the richest club in the world. Saudi bags!
atât de mulți jucători au adus acolo încât acum solicită să participe cu echipe în Champions League. Toată nebunia s-a dezvănțuit atunci când au adus pe Ronaldo la începutul acestui an, care câștigă în acest moment 200 de milioane de euro, conform contractului cu Al Nassr scadent în vara anului 2025. Asta este ce scrie în contract, după care vin alți 200 de milioane de euro pentru ca el să fie ambasadorul Arabiei Saudite pentru găzduirea campionatului mondial din 2030-2030 și ceva de genul ăsta, pentru că își propun să facă și ce au făcut cei din Qatar. Stadium was full, I was with my family, new environment. Now it's completely different, I'm more relaxed, more adapt, and it's good, good memories. You feel this is your home now? Of course, I remember the first day, the presentation was amazing. I expect what's happened. Because for them it was a special day too, not only for me and for my family, of course. True. Cristiano Ronaldo a primit o vilă în Riyadh, capitala Arabiei Saudite, o firmă de pază proprie, un supermarket privat, o piscină olimpică, două terenuri de fotbal, unul de basket, trei restaurante și o sală de gimnastică. Pare o exagerare, pare ceva exagerat, doar că cu Ronaldo s-a început. De aici a plecat toată nebunia desfășurată în acesta, a urmat Karim Benzema de la Real Madrid, care a devenit al doilea cel mai bine plătit fotbalist din lume și din istorie. 100 de milioane de euro pe sezon, plus un bonus de 20 de milioane de euro pentru a fi ambasadorul Cupei Mondiale din 2030. Gândiți-vă că era cel mai bun atacant din NBA și pentru asta luat la Real Madrid în mână, pentru că erau foarte mulți bani plătiți pe impozite, 12 milioane de euro lua în mână. În Arabia Saudită nu prea există problema asta a taxelor, ați văzut că Messi și în general fotbaliștii îi dau să facă pușcărie din cauza faptului că au încercat să eludeze sistemul de taxe. În Arabia Saudită nu există această problemă. În condiții în care vorbim despre cifre de genul acesta, fotbalul european îi va fi aproape imposibil să concureze cu sumele care sunt alocate aici, în fotbalul ăsta. Fotbalul, ritmul acesta, pare ceva ce se va desfășura în lumea arabă. Even the league, all the teams improve, and my team as well. It takes time sometimes, but if you believe and you think that it's your goal, I think everything is possible. So. Playing in Saudi. The fans, the talent, the quality, the infrastructure, the whole experience, was it as you expected? To speak about the league, I think the league is very good, but I think we have many, many opportunities to still grow. I think the league is good, it's competitive. Manchester City aparține Emiratelor Arabe Unite, Paris Saint-Germain aparține Qatarului, acum Newcastle United aparține Arabiei Saudite și în curând, în ritmul acesta, va fi o imposibilitate să mai poți să ții starurile în Europa dacă lucrurile continuă în maniera asta. Messi a fost ofertat cu 400 de milioane de euro anul acesta pentru a juca la Al Hilal. A refuzat, s-a dus în America la echipa lui David Beckham, unde câștigă 50 de milioane. Dar viața e mai mișto, vă dați seama, vin starurile să te vadă, uitate, în ceea ce se înșiră toată lumea. Miami, ce să faci? Deci, practic, chiar simteam lui Messi pe an, suma cu care au cumpărat clubul Newcastle United, cu totul. Aici este un vlogger român căruia i-a oferit cei de la Al Nassr, i-a oferit bilet la VIP când s-a dus acolo și le-a explicat faptul că a venit din România să-l filmeze pe Ronaldo, pentru că e o stare asta turistică, într-un fel, de investiție în zona aceasta. Sigur că ținta lor este... ținta lor pentru care fac această investiție probabil este găzduirea campionatului mondial, așa cum au făcut-o cei din Qatar, pe de-o parte, iar pe de altă parte, ținta lor finală este dezvoltarea turismului. Oamenii vor veni să-i vadă pe mari fotbaliști în Arabia Saudită jucând. In Saudi, to those who have never been here, like, and they want to hear it from you. Very good. If you want to come in here, you know, to have fun, to see the culture, to eat good, the Saudis live more in the night, which is, I think, it's quite fun and interesting. And it's good if you see during the night, it's very beautiful, the city.
Pănuitei joacă campionatul Arabiei Saudite, e plin de celebrități ale fotbalului european. Și fix acum lângă noi, noul antrenor al Arabiei Saudite, Roberto Mancini, ia uitați-l, fix lângă noi aici frumos. Roberto Mancini. Uitați-l aici pe un vlogger foarte simpatic din România, urmărindu-l pe Ronaldo în Arabia Saudită și foarte încântat că i-au prilejuit asta, dar nu s-a întâlnit doar cu Ronaldo, s-a mai întâlnit și cu alți fotbaliști celebri acolo în Arabia Saudită. Talisca, putele sunt spatele meu. Talisca, Teles, care mi-au picture, please. De exemplu, cu Alex Teles, care e un fundaj lateral luat de la Manchester United, care acum câștigă 10 milioane de euro pe an. Câștigă 10 milioane de euro pe an, dar nu oricum, ci fiind coleg cu Ronaldo, cu Sadio Mane, nu știți, de la Liverpool, apoi de la Bayern München, Sadio Mane. Câștigă în Arabia Saudită 40 de milioane de euro pe an, la Bayern anul trecut câștiga 15 milioane. E coleg la această echipă al Nasser și cu Otaviu, care a jucat 10 ani pentru FC Porto. Practic această echipă este fixită de staruri, uite și pe Marcelo Brozovic, care a jucat 10 ani în Italia la Inter, nu la Miami, la Porto. Al jucător luat vara aceasta de la Manchester City, joacă la Naționala Spaniei. Acum câștigă în Arabia Saudită 25 de milioane de euro pe an. Și până acum am discutat de o singură echipă, repet, fixită de starul, dar o singură echipă. Încurcătura este că nu e vorba doar de o singură echipă, ci de mai multe echipe deja făcute din staruri. Al Hilal a dat celor de la Paris Saint-Germain, deci Qatarului, 100 de milioane de euro pe Neymar. Dau și nu 100 de milioane pe 2 ani, ca să aibă, e bine să aibă, repet, fără taxe, bani în mână. Contractul are și alte momente fabuloase, de pildă fiecare meci câștigat îi aduce lui Neymar 80.000 de euro. Și ăștia rar se întâmplă să nu câștige. Neymar va primi și 500.000 de euro pentru fiecare postare de promovare a Arabiei Saudite și tot așa tot felul de bonusuri de tipul acesta, doar că nu l-au luat doar pe Neymar. L-au luat și pe Ruben Neves din Premier League, de la Wolverhampton. De la Chelsea, de exemplu, l-a luat pe Koulibaly. First of all, thank you very much for the welcome. It's been amazing to be part of this. De la Lazio l-a luat pe Milinkovic-Savic, după care i-a luat un Neymar și un compatriot, după care l-a luat pe brazilianul Malcolm, care a jucat la Barcelona. Păi de ce acolo, vă dați seama ce de starul mai vreți? Al Ahly, i-a luat pe Firmino de la Liverpool. A luat vedeta de la Newcastle pe Alan San Maxima. Apoi l-a luat și pe Mahrez de la Manchester City, care tocmai a câștigat Champions League anul trecut. L-a luat pe Demiral din Italia, a jucat la Juventus. După care l-a luat pe Frank Kessier, direct de la Barcelona. Roger Ibanez de la Roma și tot așa. Ați înțeles ideea, practic e plin de celebritatea de fotbal în acest campionat al Arabiei Saudite. Deci practic nu joacă cu ce vedete acolo, dacă credeți. Cred în joacă, fiți atenți, Al Ittihad a făcut o ofertă de peste 1 miliard de euro pentru... Hey! Welcome to my home, welcome to Anfield! Fantastic, my goodness, look at this! Peste 1 miliard de euro pentru un jucător, pentru Salah, contract de 5 ani și 990 de milioane de euro salariu. Repet, Salah de la Liverpool a primit această ofertă, încă se dezbate, încă se discută, înțeleg că au ridicat oferta ca să-l convingă. La fel a primit și Mbappé, care a refuzat deocamdată, tot așa în zona de 1 miliard, deci practic lucrurile stau într-o manieră indecentă. O să spuneți, păi bine, până așa ceva a trecut și în China, în momentul în care s-au hotărât mai mare exigi, împing că fotbalul o ajută, dar cu totul altă scară a nebuniei era acolo. L-au luat pe Carlos Tevez, i-au dat 38 de milioane de euro pe an. L-au luat pe Hulk, au dat 20 de milioane de euro pe an, pe Oscar, vreo 24 de milioane de euro. Sau la Veti, de la Lazio, 15 milioane de euro pe an. Păi, sunt alte cifre, sunt alte situații. De asemenea, s-au gândit să cumpere și cluburi, nu? A trecut prin aceeași nebunie și în China. Au cumpărat ambele cluburi din Milan, au cumpărat două din Anglia, Aston Villa și Wolverhampton, după care brusc s-au răzgândit și s-au lăsat de fotbal și s-au apucat de altceva. Vă spuneam într-un episod precedent de ce s-au apucat, care sunt lucrurile care s-au decis ei că ar fi mai degrabă importante. Au și chinezii chipuri, nu ne înțelegeți greșit, dar nu sunt utile la tehnologia asta care urmează. În prezent, dându-se seama de situația în care se află, guvernul de la Beijing acordă importanța acestei industrii, celei pe care au acordat-o construirii bombei atomice. Atât de importantă este toată această situație în care
se află și China, dar mai ales America. Pe de altă parte, Arabia Saudită este atât de bogată pe cât pare. Dacă judecăm după produsul intern brut, economia Arabiei Saudite este mai mică decât cea a Olandei, la jumătate decât cea a Canadei, o treime din cea a Marii Britanii și cam 4% din cea a Americii. Bine, o să spuneți că nu asta contează, ci PIB-ul pe cap de locuitor, că astea sunt țări, unele dintre ele sunt țări cu mult mai mulți locuitori, Arabia Saudită are vreo 30 de milioane de locuitori, stai un pic că sunt așa. Dacă judecăm după PIB-ul pe cap de locuitori, e și mai prost un pic, pentru că în Arabia Saudită foarte mulți bani au foarte puțini oameni. Sunt la nivel de Slovenia. Dacă judecăm pe PIB pe cap de locuitor, o să ziceți că stai un pic ca ui fondul la suveran de investiții fabulos. E fabulos, dar nu e atât de fabulos. 620 de miliarde de dolari este fondul acesta suveran de investiții al Arabiei Saudite. Sigur că sunt bani mulți, dar este mai puțin decât fondul suveran de investiții al vecinilor lor, Emiratele Arabe Unite, și incredibil mai puțin decât fondul suveran de investiții al Norvegiei sau al Chinei. Strategy. The notion that we are investing and promoting sports simply to improve our standing in the eyes of others or in the international community, frankly, we find it a little bit offensive, it's a little insulting. Every program that is currently being implemented in Saudi Arabia is being implemented for one of two major reasons. It is either being implemented to advance the interests of Saudi Arabia as a country, or to improve the lives of Saudi people, or both. Dar să luăm de exemplu Norvegia. 1,4 trilioane, atât este fondul acesta suveran de investiții pe care l-au făcut, atenție, tot în petrol, tot prin descoperirea petrolului, cam în aceeași perioadă, poate un pic mai târziu, în Marea Nordului, Norvegia descoperă petrol. Și alcătuiștii și au un fond suveran de investiții. 1,4 trilioane. Și atenție, Norvegia are doar 5 milioane de locuitori, vă spunem că Arabia Saudită are vreo 30 de milioane. Cu el, Norvegia ar putea să cumpere cele 4 cele mai mari cluburi din Arabia Saudită, cu tot cu Ronaldo, Benzema și Kanté. Uite, pe Sadio Vila, mai spus, am uitat, Kanté de la Chelsea. Ar putea să cumpere toate cele 4 cluburi ale Arabiei Saudite. Doar că sunt mai degrabă preocupat să-l cheltuie pe lucruri mai serioase decât fotbalul, dacă vă imaginați că există așa ceva. Și China este în aceeași situație, dar v-am explicat episodul trecut pe ce s-a hotărât China să cheltuie banii, chestiune de priorități. Deocamdată Arabia Saudită investește într-o manieră absolut siderantă în fotbal. V-am dat cifrele. De aici încolo vom vedea ce urmează. Like, share, subscribe, antrenă civilizată.